Părintele, deși n-a fost recrutat la mai 1880, dar totuși a rămas în evidențe. Lucrurile la 14-15, noaptea de 14-15 august, s-a dat mobilizarea generală în 1916. Deja războiul începuse de 2 ani, lucrurile erau cât de cât clare. Părintele era preot aici. Atunci a fost chemat, mobilizat la regimentul 3 Old Slatina să se prezinte la regiment. S-a prezentat acolo și a fost numit confesor militar cu grad de locotenent și cu obligația de a merge cu trupa pe front. Atunci, bineînțeles, era la serviciu militar în armată, era la început, nu era prea bine structurat, bine organizat. Fiecare preot militar a trebuit să-și vină cu efectele lui de acasă, inclusiv vasele de slujbă, sfintele vase de slujbă, sfânta împărtășanie, să-și o pregătească pentru campanie, să o aibă în permanență la el. Inclusiv echipamentul nu avea, era reverenda care era reverenda clasică, deci nu era un echipament deosebit pentru preoți. Mai târziu au apărut și echipamentul specific preotului militar, să aibă o cruce pe epolet, să aibă un baston militar, să aibă o lădiță specială pentru serviciu militar pe front. Așa a ajuns părintele Ștefan Cazacu, confesor al regimentului 3 Old Slatina, cu obligația de a merge pe front cu trupa. Și a mers, a mers, a mers, deși avea 57 de ani. Era un om în vârstă, la vârsta aia puțin mai visau să plece pe front. A mers alături de copiii lui sufletești, pentru că trebuie să recunoaștem, se făceau recrutările și mobilizarea când s-a făcut cu băieții din zonă. Deci el practic a mers cu copiii lui de suflet, pe care pe unii i-a botezat, i-a cununat și când a trebuit să meargă cu ei, a mers cu ei la război. A mers pe Valea Jiului, a luptat pe Valea Jiului, a ținut împreună cu batalionul, cu regimentul 3 Old, au ținut piept invaziei nemților cât au putut. Apoi a fost dislocat cu regimentul undeva în Dobrogea, pentru că deja se făceau pressing-uri puternice, bulgarii forțau să pătrundă în țară, bineînțeles, sprijiniți de trupele germane. Au intrat în Dobrogea. Odată cu părintele a plecat și Nicolae, cel mai mic dintre copiii săi, era elev de liceu la Craiova, a fost mobilizat și a plecat și el pe front. La un moment dat, părintele și Nicolae fiu s-o face o mărturisire, se întâlnesc odată la Galați, după câteva luni bune, și se mai întâlnesc odată pe câmpia Iașului și apoi nu s-au mai revăzut. Chiar avem o mărturisire a părintelui. De la 15 august ne-am întâlnit la Galați, la 3 decembrie 1916, și apoi în primăvara 1917, pe câmpia Iașului, în martie, și la iulie am plecat pe front la Mărășești și nu ne-am mai văzut. Deci a ținut legătura cu familia prin corespondența care era atunci, dar cu fiul, iată, Nicolae, Dumnezeu i-a rânduit să se întâlnească pe linia frontului de 2 ori și apoi spune, nu s-au mai văzut. Printre cei 252 de preoți mobilizați s-a numărat și părintele Ștefan Ionescu. Din câte știu eu, era deloc de la parohia Poiana, Călinești. Există un raport al protoiereului armatei Constantin Azarie către mitropolitul Conon, în care cere acestuia ca preotul Ștefan Ionescu și un alt preot Gheorghiu să fie repartizați la trenuri sanitare, la unități statice, datorită vârstei înaintatea lor. Din rapoartele dânsului și din arhivele militare, știm că n-a părăsit niciodată ostașii pe care i-a păstorit. În 3 septembrie povestește părintele că a fost
martor la uciderea caporalilor care erau port drapel. Și pentru că nu trebuia să cadă în mâinile vrăjmașului port drapelul unității, a fost cel care a purtat drapelul în timpul luptei. L-a salvat, propriu zis, pentru că, vedeți, mi-a așa cum pentru noi creștinii crucea este semnul de biruință care ne întărește, pentru soldat în mijlocul luptei este drapelul. Iar văzându-l pe părinte cu drapelul în mână, cred că toți s-au îmbărbătat mai mult și au prins curaj. Pe urmă, dacă acest lucru s-a întâmplat la 3 septembrie, nu mai departe, peste câteva luni, în ziua de 21, de fapt în luptele purtate 20, 21, 22 noiembrie, din nou drapelul unității a fost lovit de un obuz, drapelul avea un vultur în vârf, n-a plecat de lângă drapel până n-a găsit vulturul care fusese smuls de acel obuz inamic. Iar mai târziu, părintele Ștefan Ionescu a salvat nu numai drapelul unității sale, ci și al regimentului 66 infanterie. Deci două drapele în acea zi au fost salvate de către părintele Ștefan Ionescu, care a plecat de la gara Pantelimon, din comuna Pantelimon, atunci, spre Galați și le-a dus la divizie la Galați. Există ordinul de zi pe unitate al comandamentului diviziei 2. Textul este protocolar, dar spune multe. În noaptea de 18 spre 19 decembrie, regimentul 3 infanterie a făcut o incursiune în tranșea inamicului. La acestea, spune generalul Vlădescu, a participat și preotul regimentului. Ca un adevărat părinte și-a îmbărbătat ostașii, făcându-i să lupte în credința lui Dumnezeu pentru mântuirea neamului și dezrobirea patriei străbune. A fost rănit de obuzele inamicului, care i-au provocat rănile ce i-au adus moartea în ziua de 1 ianuarie 1918. Spune generalul Vlădescu, a murit moarte de erou. Ordinul de zi consemnează că a murit moarte de erou. Și pentru calitățile sale sufletești și însușirile de adevărat părinte duhovnicesc, spune domnul general Vlădescu, ce îl dau ca exemplu întregii divizii. Deci, într-adevăr, și-a făcut datoria până la capăt. Mulți dintre preoții militari, atunci când nu erau pe linia frontului, se îngrijau ca să alfabetizeze copiii rămași orfani acasă și pe cei neștiutori de carte. Tot preoții militari s-au ocupat, mai ales în zona Basarabiei, de transmiterea sentimentului românesc. Îndemnau pe ostașii români care trecuseră Prutul să se comporte ca niște frați cu cei din Basarabia și de aceea atitudinea față de armata română, care era ponegrită de autoritățile rusești, că sunt tâlhari, că sunt bandiți și așa mai departe, s-a schimbat foarte repede văzând ce comportament și ce atitudine, faptul că nu s-au dat la prădăciuni, la viol și alte lucruri de genul acesta armata română. Tot preoții militari, atunci când au căzut prizonieri în lagăre, ori la bulgari sau la nemți, s-au ocupat de îngrijirea celor împreună prizonieri cu ei. Sunt foarte multe scrisori și consemnări după încheierea războiului a prizonierilor despre devotamentul, jertfelnicia și bărbăția preoților militari. Preoții militari nu se mulțumeau să stea de cele mai multe ori în spatele frontului, ci mergeau până pe front unde
sanitarii de multe ori n-aveau curajul să intre și îi îngrijau pe bolnavi și scoteau până în spatele liniilor spre trăsurile ambulanței unde li se dădeau îngrijirile trebuincioase. De asemenea, se ocupau de pomenirea celor adormiți și își notau, aveau niște carnete speciale în care își notau numele celor adormiți.